így született ám a zsak, mújjék fakte monstruos, dávol szemba peráka. Jelo sem mu mesto a česte písal, že žáta je maj presus de petuáte. Seba pláka, a tu te kontiago. Mu kontiago čefak, škumfak, dvak, seba pláka volo. Nie un pláč. A ver nevoje de trej bukac de brundo. Trej žukali. Am pus un amplus pentru că oricum nu o folosim, ești mușul meu. Și o bucată de pâine. Mă duc eu să iau bucata de pâine. Așteptați! Așa, putem continua. Avem și bucata de pâine. Punem brânzele, dar în ambalaj, pentru că așa ne trebuie, pe pâine. Nu mâncați ambalajul, vă face rău. Și puneți jucăriile pe niște pe bucățile de brânză. Eu, așa, eu doar astea trei le am. Deci le pun pe astea. Asta nu se folosește. Apoi luăm jucăriile și le ținem minte locul. Și apoi vedem, le punem la fel. Nu. Vedem, acum le punem la fel. Nu, prima dată era bine. E puțin degutant, pentru că e joc de memorie. Și dacă prima variantă era bună, a doua era bună, sau a treia era bună, acea brânză, o scoți din joc. Prima era bună la noi. Acum e jocul mașinilor. Le punem cum erau prima dată. E un joc mai de atenție. Apoi le punem așa. Și vedem, le ținem de locul. Nu. Da, asta o scoatem din joc. Deci asta o desfaceți. Ne trebuie pâine din două motive. O să le... Una ați văzut. Al doilea. Se desface greu, știu. Aș avea nevoie de asistentul meu, tati! Desfac gând asta. Când mă una desfac. E jocul pâine și brânză. Și să vedeți, mai este puțin din filmarea noastră. Punem aici brânza. Luăm și o furculiță. Vin imediat! Am sosit. O furculiță e mereu bună. Și tăiem brânza cu ea. Băgăm bucata aia, o bucată în gură, apoi punem. Delicios! Ce ce fac acum? Sper că aveți chef să mai stați!
pe care mâncați cu mine. Tăiați, luați pâine și mâncați. Asistent? Da. Vino puțin. Deschide ăla de sus. Nu ăla! Mai jos. Ăla. 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 Celălalt. Ce? Ăla, nu ăla. Celălalt. Sună bine puțin. Hai că vreau să l-auziți pe partenerul meu, partenerul ăla, papi! Celălalt e doar asistent. Acum, poate-l promovezi. Toată emisiune. O să-l vedeți mai mult, că-l pun eu la vorbe, să vorbească despre monștri. Ați înțeles? Și poate următoarea dată e chiar astăzi, dar mai târziu! Delicios! Sau dacă vreți, puteți să mușcați. Episodul de azi. Nu uitați! Înainte de următorul episod de azi. Să vă aduceți aminte că îl pun pe asistentul meu să vă vorbească despre monștri și o să-l ajut și pe el să creeze un monstru. De data asta vi-l arăt și poate îl faceți și voi. E puțin mai greu, dar o să vă placă. Pa, pa! That's like!